Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe Lucian Broscățean, designer și profesor universitar la Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat să stați cu noi la o poveste. Bine ați venit la sediul Departamentului Modă Design Vestimentar din cadrul Universității de Arte și Design. Aici e laboratorul dumneavoastră de creație, ca să spunem așa, am văzut pe pereți mai multe postere, poze cu creații vestimentare. E laboratorul studenților. Noi suntem aici ca să îi ghidăm și să îi coordonăm împreună cu colectivul profesoral condus de doamna profesor universitar dr. Elena Basu Stănescu. Coordonăm în fiecare an studenții de la licență master și încercăm să îi ducem în cât mai multe zone creative, așa încât ne aflăm într-unul dintre spațiile unde master anul întâi lucrează și ce puteți să vedeți pe pereți sunt lucrări din al doilea semestru realizate de master anul întâi și coordonate de doamna profesor universitar dr. Elena Basu Stănescu și de doamna profesor universitar dr. Anca Pia Rusan. Sunt câteva din expozițiile pe care le-am păstrat tocmai pentru invitații care ne onorează cu prezența. Când am făcut cunoștință, am remarcat ținuta dumneavoastră. E creată chiar de dumneavoastră? Da, în majoritatea cazurilor port piese realizate de mine, însă în ceea ce privește accesoriile, îmi place să... E foarte drăguț accesoriul, da. Colierul. Accesoriul, asta voiam să zic, îmi place să port și creația ale prietenilor mei designeri. Accesoriul pe care l-am astăzi e realizat de o bună prietenă și colaboratoare de-a mea, Georgiana Ciceu. Și de obicei, ce culoare purtați? Negru, din cap până în picioare? Non-culorile sunt cele care mă definesc și, apropo de discuția pe care am avut-o chiar înainte de filmare, ele sunt legate de inspirația pe care o am încă din copilărie, din mărginimea Sibiului. M-am născut în Sibiu și acolo costumele tradiționale sunt alb-negru cu mici accente aurii sau diferite mici inserții, dar preponderent sunt alb-negru și tocmai de aceea cred că așa foarte Freud, din punct de vedere freudian, mă inspiră foarte zona aceea. De fapt, povestea dumneavoastră începe în copilărie, povestea profesională. Exact. Da. Cine v-a modelat atunci? Cine v-a dus spre zona asta? Da. De multe ori am spus că au fost extrem de mulți oameni care m-au ajutat la formarea mea și cred că întotdeauna e vorba despre mentor, despre oameni care cred în tine, despre oameni care te încurajează să urmezi calea pe care ai ales-o sau pe care ai vrea să o alegi și tocmai de aceea una dintre mătușile mele a avut o influență foarte mare asupra mea. Este foarte mult legată de zona artistică și mai mult decât atât m-a ajutat ca în copilărie toate cărțile pe care le citeam sau aproape toate să fie albume de artă sau cărți legate într-un fel de artă. Adică vedeți, am făcea cadou cărți legate de artă? Exact, da, și asta ziceam de multe ori că în loc de cărțile obișnuite ale copilăriei, mi-am plăcea să mă uit în albume de la editura Meridiane, de celebra editura Meridiane, de El Greco sau Michelangelo sau Da Vinci și îmi plăcea foarte mult să descopăr lumile lor. Cred că de mic am intrat în lumea aceasta arte și m-a ajutat și mediul cultural din Sibiu, unde am crescut. Eu sunt din Sibiu. Chiar în oraș. Exact, exact, în Sibiu, dar m-a inspirat foarte mult și toată zona etnografică din mărginea Sibiului. Și în continuare este una dintre sursele principale de inspirație în cadrul colecțiilor mele. Ați avut costum popular în copilărie?
Și ne plac consum. Da, am avut consum popular. Cred că era, nu era costul special pentru mine, ci era cumpărat de acolo din mărginea Sibiului. Știu că bunica mea mi-a luat prima dată un costum și în copilărie nu am prea stat la țară și cred că mi-a lipsit lucrul ăsta. Că, sincer, mi-ar plăcut să am acele vacanțe clasice, exact, la bunici. Da, la bunici la țară și tocmai de aceea încercau cumva să aducă anumite elemente de acolo, din mărginea Sibiului, care cumva să mă facă să... mă imersez și în zona respectivă, pentru că, trebuie spus, toată morfologia costumelor tradiționale din Sibiu este, are o modernitate și o sofisticare extraordinare și tocmai de aceea mă inspiră multe din colecțiile mele, fie pentru ce am făcut pentru brandul meu, fie pentru anumite colaborări, și toată zona asta de inspirație din copilărie și din lucrurile cele mai simple și firești. Toate aceste aspecte mi se pare extrem de importante pentru formarea ulterioară. Când vă gândiți la copilărie, ce vă vine în minte prima dată și de ce vă e dor? Mi-e foarte dor de tot ce a însemnat contextul din Sibiu, contextul cultural. Mi-aduc aminte când deja începeam să înțeleg lucruri, că mergeam cu mama la teatru, Radu Stanca din Sibiu, unde după aceea, mai târziu în liceu, aveam să-mi descoper una dintre pasiunile vieții mele, și anume pentru teatru. Și îmi aduc aminte de vizitele, nenumăratele vizite la Muzeul Bruckenthal, unde tot așa îmi plăcea să merg și să văd arta plastică. Și mi-aduc foarte bine aminte de toate târgurile de meșteșugari de la Muzeul Astra din Sibiu, unde am văzut ce înseamnă respectul pentru muncă, am văzut ce înseamnă munca în echipă și am văzut ce înseamnă tot conceptul acesta de simplitate legat de artefacte și de anumite piese vestimentare sau anumite obiecte, dar care trec printr-un proces extrem de complex. Pentru a ajunge la acea simplitate e foarte, foarte multă muncă la mijloc. Dar cât de mult înțelege un copil sau un adolescent din lumea artei? Da. Până la urmă, la vârsta respectivă, ne îmbrăcăm cu hainele pe care ne aleg de multe ori părinții sau ne le alegem după ochi. La noastră cum era? Vă alegeți singur hainele? Aveți un simț aparte pentru culori, pentru combinații? Evident că în funcție de vârstă înțelegeam total altfel lucrurile. Inițial, cred că mă uitam la niște imagini colorate, cum se uită toți copiii. Am avut norocul să fie acele imagini artistice care să mă inspire de când eram la o vârstă fragedă, dar după aceea pot să spun că am dezvoltat o pasiune pentru vestimentație și pentru diferite tipuri de asocieri vestimentare. Îmi plăcea să experimentez, îmi plăcea să-mi fac eu drapaje din diferite haine mai mari și chiar la ultima expoziție personală de la Berlin de anul trecut, de la Galeria Anait, am prezentat colaje cu imagini de pe diapozitive care au fost ulterior scanate sau de pe fotografii vechi alb-negru din 89, 90, 91, când aveam 5-6 ani și când deja îmbrăcam haine și le contorționam, în jurul meu, ceea ce numesc acum le deconstruiam. Atunci nu știam eu conceptele astea, dar era ceva instinctiv. Exact. Și era ceva instinctiv și o joacă care s-a transformat în jobul vieții mele și cred că tot traseul acesta e foarte organic legat de pasiunile mele, de tot ce a însemnat traseul meu personal, de tot ce a însemnat formarea mea și după aceea ulterior de ce a însemnat munca aceasta extrem de grea pe care o presupune industria modei. Și prietenii vă înțelegeau pasiunile? Fetele, de exemplu, din cercul dumneavoastră, vă cereau să le croiți haine? Da, și mai ales, asta am mai spus și în alte interviuri, primele cliente ale mele erau chiar prietene de ale mele, pentru care făceam haine, dar nu pentru ele, ci pentru păpușile lor Barbie. Era prima formă de creație vestimentară pe care am făcut-o și îmi aduc și acum aminte. Cred că asta e o altă amintire din copilărie despre care
cred că e bine să menționez. Dar... Pe bani sau erau cadou? Nu, 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 erau cadou. Da. Și după aceea și colegii de liceu erau foarte interesați de ce făceam. Le plăcea faptul că eram interesat de modă și de toată imersarea asta în zona culturală, poate și datorită faptului că am absolvit un liceu de artă unde lumea era foarte deschisă spre diferite manifestări artistice și acolo, din păcate, nu am avut secție de modă design vestimentar, am absolvit, așa cum am spus înainte de interviu, am absolvit pictura la liceul din Sibiu, dar cred că întregul context cultural de acolo înseamnă mult pentru mine. Și pictat sau ați pictat? Da, 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 am pictat. Am făcut secția de pictură în cadrul liceului de artă. Și o altă pasiune din liceu a fost istoria artei. Am și participat la olimpiade naționale de arte plastice și istoria artei. Și așa cum am mai spus și în alte și cu alte ocazii, a fost o alegere foarte categorică de a urma modă design vestimentar. Deci în a 10-a... că nu aveți alt drum în viață, asta vreți să exact. Faceți. Exact. În a 10-a mi s-a deschis cumva altă poartă, pentru că luasem Olimpiada Națională la Istoria Artei și după aceea în a 12-a am mai luat premiul 2, tot așa la Olimpiada Națională de Istoria Artei și aș fi putut să intru la facultate de profil ori în Cluj, ori în București, dar pasiunea pentru modă a fost mult mai importantă decât cea pentru istoria artei. Însă e clar că acel background cultural pe care am început încă din adolescență să mi-l formez mă ajută mult în toate proiectele pe care le fac acum. Și unde v-ați croit primele haine? Acasă? Da. Aveți un spațiu anume? Da, și erau haine extrem de simple, din forme geometrice, abstracte, pe care inițial le construiam ca diferite machete, după care am început din tot felul de materiale să construiesc forme foarte abstracte. Deci pasiunea și pentru morfologii vestimentare abstracte a început încă din adolescență. Dați-ne exemple apoi... de da. Câteva morfologii din acestea, cum le spuneți. Da. De exemplu, erau volumetrii făcute numai din două cercuri croite și după aceea drapate în așa fel încât să creeze niște volume în jurul corpului. Sau de la un cerc și un dreptunghi construiam o rochie care apoi, datorită anumitor contorsiuni, se drapa într-un anumit fel și cădea pe umăr sau... Tot timpul am fost inspirat de formele acelea geometrice tradiționale, mă reîntorc la ideea de costum tradițional, și de geometria lor, de formele acelea abstracte, simple, foarte clare, dacă ne gândim la cătrințe sau la formele cămășilor bărbătești, care sunt extrem de moderne și dacă sunt executate acum din materiale de secol 21, arată și sunt relevante pentru o garderobă contemporană. Și acele au fost primele haine, după aceea am început să îmi pregătesc portofoliu pentru admiterea la universitate. Și în portofoliul respectiv câte piese se cerea să aveți și în cât timp le-ați făcut? Colecțiile erau în jur de 12 piese până în 15 piese, dar erau realizate numai sub formă de desene sau machete. Ulterior am transpus câteva din piese care apoi au fost fotografiate și introduse în portofoliul respectiv. Dar prima colecție consistentă a fost o colecție de grup realizată sub coordonarea doamnei Elena Vasostănescu când deja eram în facultate. Și când mi-aduc și acum aminte, acum mulți ani, acum peste 10 ani, am participat la CPD Düsseldorf, un târg de specialitate extrem de profesionist, unde împreună cu colegii mei de generație am avut șansa extraordinară să înțelegem ce înseamnă un sistem internațional al modei. Mult înainte de a debuta cu propria mea colecție.
Și totuși în România, în contextul anilor 80-90, era puțin neobișnuit, atipic să fie un bărbat interesat de modă, să fie în lumea modei, să încerce să intre în lumea modei. V-ați lovit de anumite obstacole, preconcepții? Îmi place să cred că orice obstacol trebuie depășit cu eleganță. Și tocmai de aceea cred că de-a lungul timpului am ajuns să înțeleg cu adevărat ce înseamnă concepte cum sunt cele de diversitate, de toleranță, de acceptare a celorlalți și a ceea ce fac ei și respectul față de oamenii care muncesc cu adevărat și care construiesc lucruri. Cred că pe asta ne bazăm și aici la OADE. Nu cred, știu că pe aceste aspecte ne bazăm. Dar încercăm... cum a fost la început? Nu sunt foarte toleranți oamenii, mai ales la țară. Da, dar cu toate acestea să știți că am avut șansa să am oameni în viață care să mă sprijine și să înțeleagă că aceasta este pasiunea vieții mele. Într-adevăr, la mijlocul anilor 90 sau chiar în anii 2000, era o meserie care se vedea așa cu dintr-o perspectivă foarte diferită, să o numim, dar de fiecare dată am încercat să mă înconjur de oameni care au crezut în ceea ce fac, care mi-au dat feedback constructiv, care m-au criticat când a trebuit să fiu criticat, dar știam că la ei găsesc o critică constructivă, nu găsesc un tip de... Nu era o critică spusă cu răutate, exact, ca să vă demoralizeze. Da, și de-a lungul timpului am învățat să mă obișnuiesc și cu alte tipuri de abordări sau cu alte tipuri de atitudini și mi se par firești și mi se par normale, dar dacă păstrează o decență și o anumită eleganță. Eu totuși sunt curioasă, când ați mers la bunici cu prima ținută creată de dumneavoastră, când ați îmbrăcat-o, ce au spus? Bunica era foarte mândră de mine și era și ea foarte pasionată de croitorie. Deci bunica maternă, exact, da. Asta voiam să zic, bunica maternă, să precizez care dintre ele. Era foarte pasionată de croitorie și avea și o mașină foarte mare de tricotat, prin care făcea tot felul de structuri tricotate, dar tricotat și manual, și m-a învățat foarte multe tehnici, dar nu numai că îi plăcea, mă și încuraja în direcția asta. Și cred că de-a lungul timpului au fost oameni care nu numai că au crezut în mine, ci au văzut că în această, în această pasiune este de fapt, se află imboldul pentru un job adevărat și consistent. Că se poate face carieră din asta. Exact. Iar apropo de influențe, tot în liceu, cred că cel mai important moment de atunci a fost premiul pe care l-am obținut în cadrul concursului Levința Prezintă și a fost un premiu total neașteptat. Am participat la concursul organizat de doamna Doina Levința la un post de televiziune, pe atunci îl organiza și era o rampă de lansare pentru tinerii designeri și mi-aduc și aminte și acum aminte că la într-un spațiu sofisticat al Bucureștiului a fost premierea și s-a anunțat, în momentul în care s-au anunțat premiile, doamna Levința mi-a spus că eram cumva cel mai tânăr câștigător, aveam 16 ani pe atunci. Și cum arăta ținuta câștigătoare? Atunci a fost o colecție expusă sub formă de schițe și după aceea, cu ajutorul doamnei Levința, am transpus una dintre ținute în atelierele dânsei și aceea a fost o experiență extraordinară pentru mine. Și nu întâmplător, atunci mi-a și spus, cred că teatralitatea schițelor tale te va conduce și spre o direcție de costume, de teatru și film, ceea ce, iată că după mai mult de 17 ani s-a concretizat într-un proiect de teatru anul acesta.
faceți costume pentru teatru în România sau pentru teatru în străinătate? Chiar acum o lună jumate am avut premiera la Teatrul Național Român, Meșterul Manole, în regia lui Andrei Măjeri, și am avut șansa extraordinară să lucrez cu echipa extrem de talentată a Teatrului Național. Andrei Măjeri e un tânăr regizor care mi se pare sclipitor din toate punctele de vedere și cred că o să fac o mare carieră în regie și nu numai. Mihai Pocurar a semnat partea de scenografie și m-a ajutat foarte mult să înțeleg exact ce dorește ca și univers creativ. Iar echipa de la Teatrul Național a fost, m-a încărcat cu o energie pe care nu am simțit-o, de exemplu, în momentul în care lucram la colecțiile pe care le prezentam pe podium. E un alt tip de energie. Munca actorului și interacțiunea cu rolul, cu decorurile, cu costumele, e o poveste în sine și m-am simțit extrem de privilegiat și onorat să pot să fac parte din acel univers. Așa, cu mult respect și cu multă admirație spun lucrurile astea. Ne puteți povesti o întâmplare, o conjunctură în care ați creat o ținută și să ne descrieți de la A la Z? Da. Ce v-a inspirat când ați făcut-o? Da. Mi-aduc și acum aminte ce stresant a fost perioada când trebuia să construim colecțiile pentru Romanian Fashion Week, unde acum 10 ani mi-am lansat prima colecție, Simptome Nomade, colecția de licență cu care am și debutat în moda românească. Și țin minte că a trebuit să facem în 2010, după debutul din 2008, o ținută din furnituri, din diferite tipuri de materiale care se folosesc pentru interiorul produselor și care erau puse la dispoziție de un brand care cu asta se ocupă. Și era, exact cum arată? Sunt niște materiale nețesute care au o structură foarte aparte și care pot fi croite și cusute în mai într-un anumit fel. Și știu că erau nu doar câteva zile care trebuia să facem și eu și colegii mei de an ținutele respective și atunci ne-am întrecut cine găsește cea mai inventivă și rapidă soluție doar cu câteva cusături să ajungem să construim haina respectivă. Și a fost direct drapate pe modele și după aceea pontate și după aceea cu doar 3 sau 4 cusături au fost ansamblate astfel încât să arate și avantgardist, să fie și simple, să fie și conceptuale și știu că a fost o experiență din care am învățat foarte multe și eu și colegii și pe atunci la master. De ce era compusă una din ținute de ațelor? Erau piese, întotdeauna la mine piesele vestimentare sunt hibrid. Cu asta trebuia să încep. Nu e niciodată o simplă cămașă. E o cămașă rochie cu un volum ciudat inserat sau e o rochie cu un drapaj făcut într-un anumit fel și cu o aripă încorporată. Deci nu există o definiție clară a unui produs al meu, pur și simplu erau produse hibrid care preluau morfologii vestimentare al unor piese clasice, de exemplu o cămașă clasică masculină, părți dintr-o cămașă clasică masculină, dar care erau realizate din forme foarte abstracte. Tocmai de aceea, așa cum am avut și în portofoliul pe care l-am cu colecțiile internaționale, tocmai de aceea am și dezvoltat latura aceasta a produselor conceptuale și hibrid. Și cel mai bine se poate vedea în colecțiile pe care le-am prezentat între 2011 și 2013 la Berlin Fashion Week. Și unde și e inspirația populară și elementele avantgardiste de inspirație din teatrul postmodern sau din arhitectura postmodernă, toate aceste elemente au fost hibridizate și transpuse în colecțiile de la Berlin Fashion Week. Și faceți și combinații non-conformiste, îndrăzneți, de exemplu, rochie cu pantalon. Exact, da. Sau pantalon care au un șorț încorporat și care tot așa trimite, de exemplu, spre cătrințe, da, șorțul respectiv sau toate aceste elemente hibride am reușit să le dezvolt în fabricile cu care am avut marea șansă să colaborez. Știu că nu prea am voie să dau nume, dar pe câțiva din colaboratorii mei
fără să spun firma respectivă, aș vrea să-i menționez pentru că a fost o experiență extrem de importantă toți cei 6 ani petrecuți alături de Irina Schroeter. Am fost creative directorul liniei principale, realizate de Denza, și acolo cred că m-am confruntat cu ce înseamnă dificultățile tehnice și cum am înțeles, am obținut know-how-ul care acum mă ajută să dau mai departe informația și să îi ajut pe studenți să înțeleagă în ce direcție trebuie să o ia sau în ce direcție pot să o ia. Sunt curioasă, dumneavoastră ați purtat vreodată blugi? Da, s-au ținut de acestea? Da, 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 port. Mai cum să nu? Clasice, da. Pur și simplu blugi, tenis, tricou. Plac, da. Da? Îmi plac foarte mult și cred că de-a lungul timpului au ajuns să placă lucrurile cele mai simple, combinate cu piesele mele un pic mai abstracte. Cred că toată viața mea este despre contrastul acesta sau despre relația aceasta dintre ceva foarte simplu și ceva foarte avantgardist sau sofisticat. Pantaloni scurți, purtați vara pe stradă? Nu. De ce? Pur și simplu nu simt că mă reprezintă. Pantalon 3/4, da, sau pantaloni cu diferite tipuri de șorțuri incorporate, da, dar pantaloni scurți, nu e o opțiune pentru mine. Și care e ținuta preferată? În care vă simțiți cel mai comod? Cămașă neagră cu șlițuri laterale, cum port astăzi pe mine, pantaloni cât mai simpli negri și o pereche de pantofi extrem de comozi și poate un mic accesoriu și evident ochelarii pe care îi port tot timpul, dar... Ochelarii nu sunt un accesoriu? Da, da, sunt un accesoriu foarte important și pentru adică mine și pentru... Adică sunt purtați ca accesoriu sau... La mine e o extensie a personalității e mele, și cred o problemă așa. Medicală? Da, 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 cum să nu? Deci nu sunt numai așa decorativ, să-i numim, ci, da, evident că au și funcționalitate, dar pe lângă toate lucrurile acestea, cred că ce nu mă caracterizează e un anumit tip de imagine glamour. După cum am discutat și înainte de interviu, îmi place să cred că sunt o persoană destul de discretă. Nu neapărat încerc să epatez într-un fel. Poate că de multe ori îmi iese fără să vreau lucrul ăsta, dar de-a lungul timpului am încercat să vorbesc cât mai puțin și să fac cât mai multe. Și lucrul ăsta cred că s-a văzut în proiectele pe care de-a lungul timpului le-am construit. Sau îmi place să cred că așa, nu știu. Sincer, nu-mi dau seama. Dar cum v-ați descrie dumneavoastră felul de a fi personalitatea în câteva cuvinte? E foarte greu. Depinde de context. Cred că o anumită energie creativă cred că mă caracterizează. Îmi place să cred că iubesc ceea ce fac. Îmi place să cred că știu să mă pun câteodată nu pe locul 2, pe locul 7 și să fie pe primele locuri oamenii pentru care lucrez sau cu care am ocazia să lucrez. De-a lungul timpului am învățat să... Și asta cred că e o lecție pe care chiar de la doamna Vasu Stănescu am învățat-o. Am învățat să lucrez foarte bine în echipă și am învățat să dăruiesc din ceea ce... din toate experiențele mele și din tot know-how-ul meu. Și cred că cel mai mult îmi place să construiesc și pentru alții. Tocmai de aceea mă implic în multe proiecte fără să vreau ceva înapoi. Pur și simplu fac anumite lucruri pentru că așa simt că trebuie făcut pentru comunitate. Și din păcate am constatat că e din ce în ce mai rar spiritul acesta de voluntariat sau anumite joburi pe care pur și simplu trebuie să le faci pro bono sau cu totală dedicare pentru a crește comunitatea și pentru a avea un impact asupra acelei comunități. În ce acțiuni de voluntariat sunteți implicat?
Păi, cred că cea mai importantă e Gala OAD Fashion Design, unde am început, cred, de la cel mai... minor job, și anume acela de a face lucruri legate de organizarea spațiului, pur și simplu de la mutat scaune sau lucruri care se, de fapt, par minore, dar sunt extrem de importante pentru, pentru eveniment, de la tot felul de lucruri pe care trebuia să le facem în studenție pentru a duce la bun sfârșit evenimentul. Și iată că după 14 ani, acum mă aflu în ipostaza de director artistic al Galei OAD Fashion Design, și anul acesta gala a ajuns la cea de-a 24-a ediție. E un moment care cumva a pregătit terenul pentru anul viitor, când e poate unul dintre cele mai importante evenimente din moda românească, și anume 25 de ani de gală. Gala OAD Fashion Design. Doamna Basu a pus bazele acestui eveniment acum 24 de ani și ne-a făcut să credem în el și ne-a făcut să ne implicăm încă din studenție, ceea ce și anii mici acum fac, anul 1 și anul 2, și master anul 1, își ajută colegii din anul 3 și respectiv master anul 2. Și fac acest voluntariat, care mi se pare extrem de important, pentru că în primul rând te confrunți cu ce înseamnă un eveniment, apoi înțelegi ce înseamnă o platformă de promovare, și în ultimii 10-15 ani tot ce a însemnat contextul acesta clujan al modei, după cum bine ați văzut, s-a dezvoltat foarte mult și ajungem acum să avem la performanțe în care vedem studenți și absolvenți că lucrează pentru branduri importante și din țară și din străină. Clujenii se îmbracă bine după standardele modei. Da, să știți că întotdeauna am fost foarte... am primit cu admirație moda de pe străzile Clujului. Mi se pare că, în primul rând, e un public elevat. E un public exigent. Asta am observat și la teatru, și la concerte, și la diferite tipuri de manifestări artistice, și inclusiv la Gala OAD, unde se vede un anumit tip de background cultural și se vede că de-a lungul ultimei decade Clujul a evoluat foarte mult și din punct de vedere vestimentar, și acum posibilitățile de a găsi o diversitate de piese sunt mult mai mari și la toate, pentru toate bugetele. Tot timpul sunt întrebat cum poți să te îmbraci stylish cu un buget foarte mic. Am prieteni care își cumpără haine doar din outlet-uri sau doar din second hand-uri sau doar din diferite locații care au prețuri foarte mici și care arată impecabil. Cred că ține de stil, de atitudine, de prestanță, de cum te raportezi la propria persoană. Ce remarcați prima dată la o femeie și ce înseamnă femeie bine îmbrăcată, elegantă, stilată? Da. Trebuie spus că pentru mine, adică eu cred că sunt, am așa o latură feministă și cred că femeile, nu cred, știu că femeile m-au inspirat foarte mult, de la mama mea, bunica mea, mătușa mea, până la prietenele mele care, cu care tot timpul mă sfătuiesc, și cred că în primul rând observ privirea unei femei care îmi transmite foarte multă forță. Și după aceea interacțiunea cu respectiva femeie. Deci nu haide. Da, deci asta zic. Nu, da, da, e foarte ciudat. Normal ca prim impact să nu se creadă altfel. Primul în primele secunde înainte să interacționezi cu cineva, orice s-ar spune despre superficialitatea modei sau despre lucrurile acestea, psihologic și vizual, te concentrezi pe... Da.
că alegi să nu-ți pese de lucrurile astea sau să nu pui accentul, asta e deja o alegere personală, dar vizual suntem până la urmă niște prezențe care ne prezentăm care apărem într-un anumit fel în societate și hainele în cel mai bun sens ar trebui să fie ca niște extensii ale personalității noastre. Tocmai de aceea ar trebui să vezi omul și după aceea haina. E foarte ciudat că spun ca designer lucrurile astea. De multe ori extravaganța modei vine să submineze ce am spus eu mai devreme. Dar cred că pe o persoană stilată și pe o persoană rafinată, pe o persoană educată și pe o persoană cu un gust desăvârșit, cred că trebuie să vezi prima dată persoana și după aceea să vezi. Chiar dacă în primele fracțiuni de secundă ești atras vizual de anumite elemente, după aceea cred că trebuie să percepi mult mai mult persoana decât anumite elemente. Spuneți-ne totuși ce înseamnă o femeie la 4-ace. O femeie la 4-ace înseamnă, în primul rând, o femeie foarte cu foarte multă atitudine, care știe să poarte haina, care e extrem de conștientă de ce aturi are și ce vrea să ascundă, pentru că cu toții suntem conștienți de faptul că e bine să punem accentul pe anumite elemente și să ascundem altele. Și cred că o femeie la 4-ace, în primul rând, trebuie să știe pentru sau unde merge, pentru ce context trebuie să se îmbrace, ca să fie potrivită pentru acel context. Și cred că o simplitate și o eleganță rafinată întotdeauna o va face să iasă în evidență într-o adunare care poate e mult mai extravagantă sau mult mai, din contră, mult mai minimalistă. O eleganță rafinată întotdeauna te va face să ieși în evidență. Costum cu pantalon sau rochie? Depinde de personalitatea purtătorului. Nu cred că există rețete, nu cred în rețete. Și aplic lucrul ăsta la mine. A fost foarte greu de-a lungul timpului să-mi descoper un stil personal în care să mă simt bine și în care tocmai acest aspect a fost subliniat de criticii de modă și din țară și din străinătate. Au subliniat faptul că hainele mele se potrivesc pentru mai multe tipuri de siluete. Și tocmai de aceea cred că piesa vestimentară trebuie să fie o extensie a corporalității tale și a personalității tale, dincolo de toate aspectele ce țin de cum arată acea piesă. Și de-a lungul timpului, normal că stigmatizările sociale sau pur și simplu online bullying, da, legat de cum arăți sau cum te prezinți, mi se par că sunt din ce în ce mai acute și din ce în ce mai agresive, dar dincolo de asta, cred că trebuie să ajungi să te simți bine în pielea ta. Bine în pielea ta sau să încerci să te simți bine în pielea ta. Nu neapărat să te complaci într-o situație, ci pur și simplu să încerci. În sensul acesta, o bună prietenă de-a mea, Patricia Luiza Blaș, care e jurnalist și blogger, dezvoltă în perioada aceasta un proiect foarte frumos legat de corporalitate și de ce înseamnă plus sizes. Mi se pare extraordinar, apropo de ce m-ați întrebat cu Mota Clujană. Iată, un proiect care e de admirat. Bărbații nu pun atât accent pe haine, ca și noi femeile. Totuși, ce înseamnă ținută adecvată pentru un bărbat? Îi salvează costumul. Se spune că aproape oricărui bărbat îi stă bine în costum. Depinde la ce ne raportăm, pentru că dacă ne întoarcem la anumite secole sau anumite perioade ale istoriei costumului, o să vedem că de multe ori ținutele masculine erau mult mai extravagante decât cele feminine. Am văzut multe colaje pe internet cu colecții contemporane care sunt foarte extravagante, colecții contemporane masculine și cu imagini cu actori de la Hollywood din anii 30-40 care erau impecabili, foarte masculini, foarte riguroși. Dar exact. Dacă luăm o imagine cu
lui Catorz sau o imagine din într-o pictură renașcentistă sau de pe o frescă sau din diferite alte contexte, o să ne dăm seama că de-a lungul timpului moda masculină a fost câteodată mult mai extravagantă decât moda feminină, dar întorcându-ne la secolul 21, cred că apetența bărbaților pentru ce înseamnă stil e din ce în ce mai vizibilă și sunt foarte, foarte mulți bărbați din mediul corporatist care merg la cursuri de stilism sau care merg să se informeze, probabil încearcă să își găsească propriul lor stil. E foarte, foarte interesant, mai ales că s-a dezvoltat atât de mult în ultimii ani mediul corporatist în România și am observat că sunt din ce în ce mai multe programe și traininguri și pe zona aceasta legată de imagine. Și încă un semnal din punctul ăsta de vedere este apariția pe piață a extrem de multe produse de grooming și de îngrijire masculină. Tocmai pentru elemente de îngrijire masculină și game de produse, de creme, de elemente de cosmetică care sunt și adresate bărbaților. Deci cred că e o apetență din ce în ce mai mare pentru zona aceasta. Ce face Lucian Broscățean în timpul liber și în weekenduri? Da. În foarte puținul timp liber pe care l-am, îmi place să socializez cu prieteni, îmi place să merg la piese de teatru, la Teatrul Maghiar sau la Teatrul Român, îmi place să merg la concerte la filarmonică, evident că îmi place să merg și la anumite cafenele sau în anumite spații de socializare ale Clujului. Cu laptopuri sau fără? Încerc fără, pentru că de foarte multe ori și laptopul devine o extensie a mea, ca și telefonul, și încerc să îmi păstrez acel puțin timp liber pe care îl mai am pentru a-l petrece cu oameni dragi în contexte care cumva să-mi dea mai multă energie creativă. O astfel de experiență am avut acum câteva săptămâni când am văzut pentru prima dată în Chilvania la Teatrul Maghiar și asta le-am spus unor prietenilor că o astfel de piesă, un astfel de spectacol atât de percutant și atât de încărcat de referințe culturale și de profunzimi intelectuale te face să ai energie creativă pentru multe luni de lucru. Și ce vă mai dă energie? Dimineața aveți cafea? Încerc să beau cât mai puțină cafea, dar foarte mult mă simt energizat când vin aici și văd cât de mult lucrează studenții și masteranții și cât de entuziasmați sunt de noile oportunități. Mă entuziasmează foarte mult și în momentul în care primim anumite invitații să participăm la anumii studenți la concursuri internaționale sau la internship-uri sau lucruri de genul acesta, dar trebuie spus că pentru a rămâne în mediul acesta și pentru a înțelege aspecte legate de mediul acesta trebuie extrem de, extrem de multă muncă și extrem de multe sacrificii. Vă simțiți împlinit 100% pe cele două planuri, personal, profesional? Nu, și nu mi-e teamă să recunosc lucrul acesta. De multe ori aud tot felul de elemente legate de mindfulness, de cum să ajung să fii bine cu tine din toate punctele de vedere. Cred că sunt pe drumul de a ajunge acolo, dar sunt foarte autocritic. Și cred că cel mai mare critic al meu sunt chiar eu. De aceea de-a lungul timpului, ori de câte ori citeam o recenzie, mai bună sau mai puțin bună, îmi dădeam seama că pot să fiu și mai dur cu mine. Dacă ar fi să alegeți o culoare, ce culoare ar avea viața dumneavoastră în prezent? Cum am spus, îmi plac foarte mult nou culorile, albul și negru, dar o culoare care m-a urmărit tot așa din copilărie a fost și este albastrul de voroneț.
acel albastru intens, cu, evident, cu variațiuni. Îmi place foarte mult și albastrul Yves Klein. Și sunt mai multe variațiuni ale acelui tip de albastru intens, dar cred că e o culoare foarte spirituală și am și folosit-o acum în spectacolul Meșterul Manole și cred că e o culoare puternică și care e plină de semnificații. A fost o perioadă și în Viena, în Londra, printre mari designeri. De ce v-ați întors în România? Pentru că iubesc foarte mult contextul clujan. Pentru că am învățat că trebuie să faci anumite sacrificii personale pentru a face bine comunității. Și știu că o să par acum vorbe și că citesc din ceva manuale de cum... Nu, chiar cred că am demonstrat de-a lungul timpului lucrul ăsta. Chiar cred că am avut un mic impact asupra comunității clujene, un mic sau mai mic sau mai mare impact. Asta rămâne de văzut și oamenii care ne urmăresc își dau seama. Dar cel mai important cred că este să îți dai seama ce iubești cu adevărat și de ce contexte simți cel mai apropiat. Evident că experiențele din Viena și din Marea Britanie și de la diferitele săptămâni ale modei au însemnat foarte mult pentru mine și m-au format, m-au făcut să îmi deschid noi orizonturi, mi-au deschis noi, sau m-au făcut să am diferite tipuri de diferite noi tipuri de percepere. Ceea ce e în jurul meu, a modei contemporane, deci m-au ajutat enorm. Dar cred că sunt cel mai atașat de mediul clujan. Ultima întrebare, pentru că timpul a zburat. Spuneți-mi, ce înseamnă fericirea, pe scurt, pentru dumneavoastră? Cred că sunt toate aceste momente care te fac să fii împlinit sau te fac să fii bine, să fii mulțumit de ceea ce ești tu în acel moment. Și cred că nu există o singură definiție a fericirii, ci pentru fiecare înseamnă altceva și trebuie să însemne altceva și aspectul acesta cred că duce la dispariția nefericirii multora, pentru că în momentul în care înțelegi că tot traseul e personal și că trebuie să înțelegi ce e bine pentru tine și pentru cei din jurul tău, atunci de-abia începi să înțelegi ce poate să însemne fericirea. Azi ce m-a făcut fericit? Uitați, chiar întâlnirea aceasta în care am rememorat anumite aspecte și anumite trasee personale, iată un moment așa pe care îl pot numi un moment fericit. Mulțumim! Eu vă mulțumesc! Și vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Mare drag! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN! Iubim apa.